Primăria comunei Giroc vine cu o veste bună pentru cei care locuiesc în cartierul Florilor. Primul parc realizat în acest cartier se apropie cu pași repezi de finalizare. Acest proiect a fost unul pe care locuitorii din acest cartier și l-au dorit, iar administrația locală a început demersurile și iată că în luna iunie oamenii din cartierul Florilor din comuna Giroc vor avea unde să se relaxeze în aer liber. Lucrările la primul parc din cartierul Florilor se apropie de finalizare, de aproape pe o lună se lucrează intens la amenajarea primului parc din cartierul Florilor Giroc. Cu o suprafață de 1500 de metri pătrați, acest parc minunat se va afla la intersecția străzilor Rozelor și Lămâiței. Termenul de finalizare a lucrărilor este iunie 2024, transmit reprezentanții Primăriei Comune Giroc.